Maria Olgoa Vasilescu IMT, avem peste 6,3 milioane de angajai. În revisal nu sunt primii funcționarii publici, politici, militari. Maria Olgoa Vasilescu, ministrul muncii, a anunțat, marți seara, la Antena 3, într-un interviu acordat lui Radu Tudor, că numărul angajailor din România nu e cel din revisal, ci mult mai mare. Dacă în revisal sunt înregistrate peste 6,3 milioane de contracte de muncă, Vasilescu spune că acolo nu sunt primii funcționarii publici, cei din poliției din armat. Ministrul muncii spune că România se confruntă cu o mare lipsă a forței de muncă, iar în ar vor ajunge angajații din Vietnam și Sri Lanka. Numărul din revisal nu e cel real. Acolo nu sunt primii bugetari, cei din poliție, din armat. România are mult mai mult decât 6,3 milioane de angajai. Avem o problemă uriașă în construcții. Avem nevoie mare de for de muncă. România e în criză de oameni care se muncesc. Problema noastră cea mare e deficitul de for de muncă. Antierele sunt goale în construcții. Pleacă însă de reintate. De aia avem antierele pentru autostrăzi goale. Pe județele de gran e o cerere disperat de for de muncă, acolo omajul e zero. Eu nu vreau să te reini în România, vreau să muncească românii, dar e o presiune foarte mare. Mi se cer oameni din sete reintate, din afara UE. La mod acum Vietnam, Sri Lanka, asta cer patronii, muncitori de acolo. Ei trebuie să le dea acelor setere în salariul mediu pe economie, iar eu le-am spus să le dea românilor salariul mediu, a spus Vasilescu.